național al României. Ceremonie discretă de Ziua Drapelului Național, mai ales că data de 26 iunie a fost decretată zi de doliu național pe teritoriul României. După ce miercuri seara drapelul României a fost coborât și dus la Catedrala Nașterii Domnului Iisus Hristos, în această dimineață, după sfințirea sa de către Arhiepiscopul Dunării de Jos, acesta a fost adus pe platoul din fața prefecturii, a fost înălțat pe catarg și s-a intonat imnul național al României. Prefectul ar fi trebuit să citească hotărârea prin care ziua de astăzi a fost decretată zi de doliu național, dar în loc de aceasta a avut loc arborarea drapelului în bernă, semnalul de trompet stingerea, concomitent cu păstrarea unui moment de reculegere, iar, rând pe rând, cei prezenți la eveniment au început să se retragă. Potrivit hotărârii de guvern, drapelul României în bernă se mai arborează și la sediile partidelor politice, sindicatelor, patronatelor, instituțiilor de învățământ de orice grad, instituțiilor de cultură, gări, autogări, ca pavilion pe navele de orice fel și pe alte embarcațiuni ce navighează sub pavilion românesc. Lucian Sabados este noul director al Teatrului Maria Filoti din Brăila. Consilierii locali municipale au aprobat în ședința de miercuri dimineață proiectul de hotărâre care vizează rezultatul final al concursului, a proiectului de management câștigător și durata contractului de management pentru Teatrul Maria Filoti din Brăila. Primul care a luat cuvântul și a dorit să afle câteva informații punctuale de la noul director al teatrului a fost consilierul local municipal PNG Ionel Alexandru. Conducerea teatrului, în alta prezentat acolo sunt cu mine, Consiliul Artistic, Consiliul de Administrație și mai e un punct privind Senatul Teatrului. Vreau să vă spun că eu fac parte din acest senat, dar nu l-aș vota. Aveți în vedere în continuare această formă de activitate? Aceasta este prima întrebare. A doua întrebare. În legătură cu colaborarea cu regizorii. Mie mi-a plăcut ce a spus dumneavoastră, avem o serie de regizori cu acestuși. Am văzut poziția în presă privind situația domnului regizor Victor Ioan Frunză și cred că a fost o poziție corectă, adică în sensul că trebuie să se clarifice foarte precis situația în teatru există o stare conflictuală de foarte mulți ani. Eu colaborez cu teatrul vreo 15 ani. E vorba de o conflictul dintre o echipă de azi, trupa de azi, cele pe Buzăului, pe care știți, și restul, în special manageri. Ce program, ce plan aveți pentru a detenționa această stare conflictuală cu această grupă care până acum a dat o trei manageri jos, unul n-a apucat să câștige concurs. Așa. În legătură cu un alt capitol, vorba de punctele slabe ale teatrului. Am văzut, a spus o serie de lucruri, însă ce
nu ați trecut dumneavoastră din acest punct de vedere. E vorba de trupa polițiască. Eu cred că ar trebui să puneți accentul și pe regizorii sau actorii deja contactați sau care sunt tineri actori de origine brăileană. Noi am avut regizori foarte buni care s-au lansat și sunt și actori și sunt unii care în momentul de față ar trebui să fie foarte considerate. Pentru că mai ales tinerii nu au fost nici măcar primit în viață de micro. Așa. De aceea ar fi bine ca să aveți proiectul de management și un astfel de punct de vedere. Pentru că n-ați detaliat decât la nivelul general. Și al treilea, ultimul de fapt, dacă vreți să colaborați, în special cu Comisia de Cultură, care vreau ca să vă ajute să știți în activitatea dumneavoastră. Lucian Sabados a răspuns la fiecare solicitare în parte în măsura posibilităților, explicând că în timp lucrurile se vor clarifica și vor funcționa, mai ales că potrivit acestuia, în câteva direcții, primii pași au fost deja făcuți. Senatul Teatrului va fi păstrat, nu contează acum denumirea. Vă spun de ce, pentru că eu merg pe, în general, pe regulamentele de ordine interioară consacrate și am fost 21 de ani director teatru din Ploiești și, într-adevăr, aveam un colectiv extrem de extins de oameni de cultură, oameni reprezentativi ai comunității, ceea ce doresc foarte mult, pentru că, de cele mai multe ori, părerile din afara domeniului teatral, dar din domeniul spiritual, spiritualității al culturii, sunt benefice pentru că aveți un ochi mai proaspăt decât noi, care suntem, la un moment dat, erodați. Deci, voi păstra. Mi se pare puțin prezumțios doar terminologia de senat, dar veți fi alături de, producerea teatrului și voi mai încerca să alcătuiesc un alt nucleu de oameni de afaceri, pentru că este absolut obligatoriu și urmărind performanțele colegilor de dinainte, a managerilor de dinainte, am sesizat o mai slabă implicare, să zic, a mediului de afaceri local. Ori eu doresc foarte mult să implicăm mediul de afaceri, pentru că împreună mergem spre binele comunității. Răspunzându-vă la întrebarea a doua, n-aș vrea să greșesc, dacă puteți să-mi aduceți aminte. Cu domnul Frunze. Așa. Am marea bucurie să vă anunț că am acel comunicat pe care l-am făcut, de fapt, declarația pe care am făcut-o în presă a avut roade mult mai rapidă decât mă așteptam. Am fost sunat de Victor Ioan Frunză, care este un prieten vechi și coleg, a terminat un an după mine, dar relațiile sunt extrem de bune, am colaborat cu dânsul, calitate de director și dânsul regizor, așa că are cele mai bune sentimente. Adevărul undeva, faptul că 3 ani dânsul fiind angajat nu a fost solicitat, este realmente adevărat. E adevărat că și dânsul putea să facă gestul, ca să fiu foarte corect, până la capăt, să vină spre această instituție care îl l-a adoptat și pentru care el este un etalon. Victor Ioan Frunză va intra în lucru în perioada 25 februarie, 15 aprilie, chiar puteți să vă notați, un proiect minunat, un mare text clasic maghiar, poate cei din generația mea își aduc aminte de marele roman Crinul, Lilion, al lui Ferenc Molnár. Deci vine cu cele mai bune gânduri, e normal să revină și eu ce spuneam în acel articol vreau să mențin. E vorba de faptul de a ține nu numai ca regizor, ci ca spiritus rector alături de mine și alături de colegul Radu Nichifor, pentru că avem nevoie de reprezentativitatea lor în cadrul trupei, răspundându-vă cumva indirect și la întrebarea legată de moștenirea din această tensiune care există în trupă. Este reală tensiunea. Ea cumva a fost și există și la mine în teatru din Ploiești, a existat la un moment dat un sentiment nedrept al celor care erau distribuiți mai rar,
și la registrul mai puțin important, aveau sentimentul că sunt trupa a doua, trupa B și ceilalți trupa A. Deci cunosc foarte bine această situație, e o situație delicată, pentru că aici trebuie să împrovez eu, în primul rând, calitățile de psiholog și autoritatea profesională. Pentru că nu poți să dai semnale legate de refacerea coeziunii și plătești profesionale a trupei decât prin fapte și nu prin vorbe. De-aia mă opresc aici, pentru că restul sunt declarații. Ce pot să vă spun este că cei patru regizori, pentru că toată stagiunea viitoare este deja antamată, pot să vă dau și perioade și am făcut de fapt un program minimal, mi s-a părut normal să mă prezint în fața dumneavoastră cu un program minimal, pentru a vă vorbi despre lucruri concrete legate de cum văd eu stagiunea viitoare a Teatrului Maria Filotti. Și principala mea preocupare ca să menținem coeziunea este să limităm cât se poate de mult această politică uneori dăunoasă a colaboratorilor externi, care alimentează foarte multe frustrări în cadrul trupei și de aici până la conflicte e doar un pas. Cei de dinainte m-au preocupat și important. Faptul că au existat niște spectacole, cum a fost domnului profesor cu dragoste, spectacole și alte spectacole interactive în care regizori consacrați, regizori profesioniști au invitat tineri din liceu de artă și nu numai, și proaspăt absolvenți, este deja un pas foarte important pe care se cuvine eu să-l continui. E adevărat că arta este un domeniu concurențial. Una este, să zic, preocuparea de a sprijini tineretul și de a-i regăsi în trupă și de a-i aduce pe trei lei la mască. Al doilea lucru este o trupă actoricească este un organism viu și real. Nu poți să bagi pe ușa din spate, trebuie să intre pe ușa din față. Și atunci, pentru că altfel colegii actori reacționează. Atunci, pașii fiind făcuți, urmează ca din stagiunea viitoare și nu stagiunea care urmează, pentru că, cum am spus, sunt deja patru proiecte antamate, pot, în schimb, să-i atrag prin participarea sub forma unor colaborări, deci să ocazionez, să găzduiesc pe scena Teatrului Maria Filotti spectacolele lor, în cazul actorilor studenți, sau în anii terminali, sau în an de masterat, la final de masterat, cu tot dragul. Deci pot să invit regizori și actori. Aici trebuie să mă documentez foarte exact, pentru că altfel declarația mea este o simplă declarație și care eu caut să mi-o probez și prin ce voi face mai departe. Trebuie să mă documentez asupra numelor, asupra valorii, asupra școlii din care ei vin. În același timp, primarul Aurel Simionescu s-a văzut nevoit să intervină pentru a clarifica câteva aspecte ridicate de consilierul Ionel Alexandru. Teatrul este o instituție subordonată Consiliului Local. Deci nu vom avea o colaborare cu Comisia de Cultură. Ca să ne înțelegem bine. Da. În Comisia de Cultură trebuie analizat, trebuie propuse măsuri pentru CRM și așa mai departe. Și atunci în Comisia de Cultură, vis-a-vis și de o solicitare pe care o avem de la domnul Coman, că noi putem să analizăm aceste lucruri, în Comisia de Cultură care este specializată, chemat, analizat, văzut și repertoriu, văzut și ce se întâmplă, că nu mai vrem să repetăm o experiență și nu vreau să vorbesc mai mult. În cele din urmă, proiectul a fost supus aprobării consilierilor și a trecut, chiar dacă la mapa acestora a fost anexat memoriul plângere din partea unia dintre candidații la șefia teatrului, Georgiu Coman. Eu i-am spus și telefonic domnului Coman că atât eu, cât și ceilalți colegii noștri, ai mei, nu vom putea analiza ceea ce dânsul dorește astăzi, să luăm și o decizie. Și ca atare, așa cum și dânsul solicită de fapt, propun ca Comisia de Cultură să analizeze aspectele sesizate, iar la întâlnirea de luna viitoare să avem un raport, să vedem dacă cele spuse aici se susțin sau nu. Dar, în același timp, eu propun ca proiect de hotărâre privind numirea directorului Teatrului Maria Filotti să fie aprobat astăzi, dacă sunteți de acord. Așa, iar restul se discută în ședința următoare. Consilierul independent a avut la rândul de făcut o precizare față de memorul plângere, ce ar trebui analizat de Comisia de Cultură din cadrul Consiliului Local Municipal. Pot să vă asigur de faptul că am fost foarte corectă în atribuirea notelor și modul cum am comportat în mandatul pe care mi l-ați acordat prin votul dumneavoastră a consilierilor locali. Orice cetățean are drept de contestație pe care și l-a exercitat domnul Coman, pentru că există o atare, a existat o atare
hotărâre de contestație și comisia de contestație avizată a respins-o. Există instanțe de judecată, există parchete, există tot felul de instituții care se ocupă cu tot felul de plângeri și petiții, drept pentru care, atât am avut să spun, eu mă bucur că dumneavoastră ați luat spre analiză acest lucru. Atunci când analizați, a trebuit să veniți să mă chemați și pe mine când o să analizați la comisia asta de cultură. Vă mulțumesc! Proiectul a trecut cu unanimitate de voturi, dar avocatul Georgiu Coman nu a fost lăsat să intervină pentru a-și spune punctul de vedere. Georgiu Coman, concurent la concursul de proiecte de management în vederea ocupării funcției de manager al Teatrului Maria Filoti din Brăila, a formulat un memoriu plângere împotriva consilierului local municipal Simona Drăghincescu pentru, citez, încălcarea cu bună știință a regulamentului de desfășurare al concursului de proiecte de management în vederea ocupării funcției de manager la Teatrul Maria Filoti și încălcarea gravă a statutului alesului local, respectiv legea numărul 251/2001 cu modificările de rigoare în legea numărul 393/2004, am încheiat citatul. Astăzi, în cadrul ședinței de Consiliu Local Municipal, avocatul a adus acest document în atenția consilierilor și a cerut să fie lăsat să-și spună punctul de vedere. Numai că primarul Aurel Simionescu a precizat că acest lucru nu este posibil, motiv pentru care avocatul a decis să înceapă o acțiune în instanță. A încălcat în mod flagrant atât regulamentul de concurs, cât și prevederile legale ale legii 393/2004, respectiv articolul 46, întrucât consilierii locali, mai precis aleșii locali și județeni, sunt obligați să respecte legile țării. De ce fac referire la acest articol? Pentru că în data de 17 iunie, Simona Drăghincescu iese în presă și face o declarație, după părerea mea, uimitoare sau șocantă, cum vreți să îi spuneți, în sensul că spune că dumneaei a acordat notele la concursul de desfășurare a concursului în baza unor principii și nu în baza ordonanței 189, a hotărârii 1301 și a legii 296/2009 privind instituțiile de cultură. Consider că Consiliul Local este părtaș la această încălcare a legii. Eu mi-am făcut datoria în calitate de cetățean și în calitate de concurent și practic m-am prezentat în fața Consiliului Local pentru respectarea unui principiu din drept și anume nimeni nu este mai presus de lege de altfel care este prevăzut și în Constituția României. Cu toate acestea ați observat nici măcar cererea mea, aveam dreptul să iau cuvântul în Consiliul Local, am depus și o cerere în sensul acesta, nici măcar cererea pentru a vorbi în Consiliul Local nu mi s-a aprobat sau măcar, nici măcar nu a fost pus în discuție. Mă voi prezenta în fața instanței cu toate documentele și cu toate dovezile și nu vreau să mă antepronunț, dar o să observați că acest concurs va fi anulat pentru că el a fost validat cu încărcarea tuturor legislațiilor în vigoare la această dată. În memoriu, avocatul a cerut suspendarea consilierului independent din cadrul ședințelor de Consiliu Local Municipal și neplata indemnizației care îi se cuvine pentru, citez, grave prejudicii aduse Consiliului Local privind reprezentarea defectuoasă în cadrul Comisiei de Concurs și nerespectarea legislației, precum și pentru prejudiciile aduse mie ca și concurent și cetățean al municipiului Brăila, am încheiat citatul. La următoarea ședință de Consiliul Local Municipal, Comisia de Cultură va da un răspuns în privința acestor acuze. În cadrul ședinței lunare a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, care a avut loc astăzi la prefectură, a fost prezentată și o informare privind măsurile luate pentru modernizarea transportului local de călători, precum și situația facilităților oferite de administrația publică locală persoanelor vârstnice în primele 5 luni ale anului 2013. Aici au fost incluse atât străzi modernizate, autobuze noi, cât și servicii gratuite oferite pensionarilor cu pensii mai mici sau egale cu 1.000 de lei. Primăria Municipiului Brăila a adus în ultimii 5 ani o politică foarte dinamică în sfera modernizării serviciului de transport public pe toate nivelele aferente, respectiv pe infrastructură,
asupra parcului mijloacelor de transport și, în ultimul rând, asupra accesibilității și suportabilității acestui serviciu pentru populația noastră. Punctual doresc să vă reamintesc proiectele de reabilitare și modernizare finalizate pe străzile Cripiței și Calea Călărașilor, care au adus un plus semnificativ în fluidizarea circulației și creșterea gradului de confort în ceea ce privește traficul, zgomotul și vibrațiile acestor străzi. Aceleași aspecte vor constitui rezultatele implementării proiectelor aflate în prezent în derulare, respectiv pe Bulevardul Dorobanților și pe Calea Galați. Dar, totodată, să nu uităm și de lucrările de reparații pe care le-am efectuat în acest an pe un număr de 86 de străzi pe toată raza municipiului Brăila. Totodată, zilele acestea se vor finaliza lucrările la pasajul pentru tramvaie pe Calea Galați, ce face legătura cu cartierul Vidin. Serviciul de transport public local, după cum știți, este prestat de operatorul Praicar, aflat în subordinea consiliului local, Brăila, dar și de un număr de 4 operatori privați care prestează acest serviciu pe traseele secundare, ce sumează o lungime totală de 202 km, măsură care a fost stabilită de Consiliul Local pentru a reduce timpul de deplasare și pentru a permite accesul între toate zonele importante ale orașului. În ultima vreme s-au făcut niște modificări pe traseele secundare, modificări care au avut la bază analize și propuneri venite din partea populației, dar și datorită lucrărilor care se desfășoară pe străzile principale ale noastre. Cum am spus, un alt nivel avut în vedere a fost parcul mijloacelor auto. În acest sens s-a încheiat un contract de furnizare pentru un număr de 10 autobuze urbane. Până în prezent au fost livrate numai 2 autobuze, care deja sunt puse în circulație. Ce să vă mai spun? Cum am zis, transportul am urmărit să fie accesibil și cu un grad de suportabilitate pentru populație. Fapt pentru care au fost emise hotărâri în Consiliul Local pentru acordarea unor facilități persoanelor vârstnice și, așa cum cred că deja știți, pentru s-a asigurat gratuitate pentru pensionarii cu o pensie de până la 1000 de lei lunar, inclusiv, și reducere de 50% pentru cei cu pensii mai mari de 1000 de lei. Și cum doar 2 din cele 10 autobuze noi au ajuns la Brăila și au fost și puse în circulație, prefectul Mihaela Marcu a cerut amănunte pe această temă, iar răspunsul a venit prompt. Contractul este neîndeplinit, este reziliat, urmează o altă procedură de licitație pentru diferența de mijloace de transport. Era o depășire mai mult decât de neacceptat vis-a-vis de termenul de livrare. În mare parte, reprezentanții pensionarilor s-au arătat încântați de condițiile oferite de municipalitate în ceea ce privește transportul în comun. Și asta în ciuda reclamațiilor brăilenilor plătitori de bilet, care vizează atât autobuzele vechi care abia se mai țin pe roți, cât și întârzierile de zeci de minute pe anumite rute. Mai mult, unul dintre pensionari își dorește gratuitate atât pe autobuz cât și pentru tramvai, dacă tot există această gratuitate. În timp ce un altul a vorbit despre educarea tinerilor, astfel încât aceștia să ofere în mijloacele de transport în comun locul lor persoanelor vârstnice. Regionalizarea avantajează județul Brăila dacă este să ne uităm pe zona în care își va desfășura activitatea noua regiune a Dunării de Jos. Potrivit președintelui PSD Brăila, Gheorghe Bunastancu, lucrurile sunt cât se poate de simple și clare, iar zona dintre Brăila și Galați este ideală pentru punerea în practică a acestui plan. Eu v-am spus care e părerea mea. Orice regiune în plus care apare creează multe probleme. Multe. Din discuția mea cu colegul de la Galați, noi ne-am înțeles că capitala regiunii este între Brăila și Galați, cum am spus de atâtea ori.
De fapt, ieri am avut o vizită de la Galați, la nivel de parlamentar, în care mi-a spus același lucru, că domnul Nica i-a chemat pe toți și după discuția care a avut-o cu mine la Brăila, declarăm zona Brăila-Galați o zonă de interes comun, un fel de ADE, dacă vreți, cu ceea ce înseamnă acte de stare civilă și de urbanism, le va emite zona specială, e un fel de zonă specială, pe o lege specială, dacă va fi cazul, și va trece foarte ușor, nu este nicio problemă să treacă asta, cu alternanță în ceea ce privește administrarea zonei respective și cu mențiunea că la conducerea zonei conducerea va fi alternativă, adică Brăila-Galați, 2 ani sau 4 ani, cum vom stabili de comun acord. Lucruri care trebuie să se întâmple. Iar în zona respectivă, știți că v-am arătat, nu știu dacă ați văzut CD-ul ăla, noi am terminat studiile între Brăila și Galați cu tot ceea ce trebuie să întâmple acolo la nivel de aproape de detaliu. A făcut Universitatea din București, care am plătit o groază de bani pe aceste studii. Ele sunt în... La administrații le-am dat și lui Tulcea, că este Tulcea, Galați și Brăila. Sigur că 90% din acest plan se întâmplă pe teritoriul Brăilei. Supărarea mare este că nu e aeroportul la ei, că nu e și la ei, că nu e podul și la ei și așa mai departe. Și eu le-am povestit ca să scăpăm de această nebuloasă, că nu pot să-i spun altfel, facem o zonă specială cu interpretarea sau cu precizarea că teritoriul dintre Brăila și Galați rămâne în granițele județului Brăila. Asta nu se negociază. Dar că facem o zonă specială, cum a fost Lacul Sărat, dacă ați citit sau dacă știți, avea administrație proprie, așa se va face și aici. Cu administrație proprie, tot ceea ce înseamnă cădere de interes regional, dacă se va stabili această capitală între Brăila și Galați, vor fi acolo și după aceea discutăm și principii de a numi oameni pe funcțiile respective. În orice caz, acces la astfel de funcții trebuie să aibă toate județele din regiunea respectivă, că patru, că șase, vom vedea câte sunt, urmând ca ele să fie în mai multe reședințe de județ, când vorbim de deconcentrate, cele care le preluăm de la ministere prin descentralizare. Dar vreau să văd și pe asta că se întâmplă. Văd că ne descentralizăm centralizându-ne. Declarațiile au fost făcute la cea mai recentă conferință de presă organizată la sediul partidului. Cu toate că pe teren a obținut calificarea la faza de zonă a campionatului juniorilor A1, CSF Urei părăsește întrecerea din cauza unor portițe stipulate în regulamentul de desfășurare al acestei competiții, un regulament interpretabil pe care nici arbitrii de centru al celor două meciuri nu l-au cunoscut de moment ce au fost de acord ca aceste jocuri să se desfășoare. În urma contestației depuse de conducerea clubului din Măcin, Comisia de Disciplină a FRF a decis că Arubium se califică la etapa de zonă și nu ce CSF Urei. Oricum, adevărata câștigătoare și implicit echipa ce ar fi mers în faza următoare a acestei competiții trebuia să fie campioana județului Brăila a CSF Urei, echipă care și-a câștigat acest drept în teren.